Astăzi am să mă axez pe o chestiune foarte simplă. Cred că am considerat că este nevoia să punem accent pe niște lucruri foarte mărunte, care mereu par ori neexplicate, ori neînțelese, ori neștiute. Uitându-mă așa tot timpul, mai ce răspunde unul sau ce răspunde altul, mai rămâne câte ceva acolo în doaga minții. Și ieri am întâlnit chiar un răspuns foarte interesant, modul unui creștin sincer, dar introvertit sufletește de anumite problemele lui personale, care a spus așa, da, toate religiile sunt bune, dar un lucru este foarte important, că toate duc până la un prag, iar după pragul acela, ele devin legi de constrângere sau devin legi de obligație sau devin legi de atitudine sau legi de educație sau de societate sau obligațiune față de cel care face parte din religia lui. Și aș vrea să vă explic astăzi că ortodoxia nu este o religie, ci este un mod de viață. Deci noi, în general, pe fața întregului pământ, ne mișcăm așa cum dorim noi, liberi. Ce înseamnă cuvântul liber? Când omul a fost creat de Dumnezeu cu voie de sine stăpânitoare, adică să facă tot ce vrea el, sau cum crede el, sau cum gândește el, Dumnezeu nu i-a stat împotrivă. Și am să vă dau exemplu cel mai scurt și ușor de ținut minte, ca să putem pleca de la libertatea religioasă, și anume faptul că atunci când Adam și-a băgat mâna în pomul cunoștinței binelui și răului, cu perechea lui de viață pe Eva, femeia de lângă el, Dumnezeu era de față. Putea să-l plesnească peste mână să nu se atingă. Și n-a făcut-o pentru că n-a vrut să calce niciodată libertatea omului. Iisus Hristos, când a venit în lume, primul lucru pe care l-a făcut ca și fiul al lui Dumnezeu, a făcut un lucru foarte simplu. A încercat să-i slobozească pe oameni din ce? Din neputințe, din dureri, din necazuri și din probleme. Și dacă citim toată Sfânta Evanghelie, și aici este punctul culminant și foarte, eu n-am reușit să înțeleg, spun acum, azi pot să o spun, până azi poate că nu am fost în idei că trebuie spusă, n-am putut să cred că există sau încă există sau încă mai există sau vor exista creștini care în viața lor n-au citit conținutul Sfintei Evangheliei. Evanghelia este una singură, învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, exprimată unanim în patru puncte de vedere. Viziunea Sfântului Apostol Ioan, care o vede din punct de vedere dogmatic, Luca, care o vede din punct de vedere narrativ, Matei, care o vede din punct de vedere al acțiunilor și minunilor, și Marcu, care face o sinteză. Deci, el scrie scurt și la obiect, nu întinde prea mult cuvintele Evangheliei. Evangheliile lui sunt cele mai scurte și mai concrete, fără multe idei sofisticate. Dar Evanghelia este una singură și Apostolul Pavel dă definiția Evangheliei spre înțelepțire, spre luminare, spre îndreptare, spre învățătură și spre mustrare. Spre mustrare, dacă nu ai conștiință, să ți-o trezești, spre învățătură, să știi totul despre Dumnezeu care te-a creat, spre înțelepciune, să ai discernerea lucrurilor, să nu fii tras pe sfoară în viață de ispitele celui viclean, spre cunoaștere, ca să, cum spune cerurile, spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui vestește tăria, și spre luminare, ca omul să prindă cât mai multă putere la minte și cât mai multă lucrare duhovnicească în cunoașterea lui Dumnezeu, cel dincolo de noi. Pentru că tot în răspunsurile pe care le mai găsesc presărate la diferite postări, scrie cineva, cum să te rogi unui Dumnezeu care nu se vede? Și atunci mă întreb, dar cum aș putea eu crede că ești un om inteligent dacă nu mi-ai arătat niciodată inteligența? Și tu spui, am stărăt diploma. Diploma nu mi-a spus că ești deștept. Diploma arată că e numele tău, e o hârtie. Demonstrează-mi că ești inteligent arătându-mi inteligența, punându-mi-o pe o tavă.
Și atunci, arătându-mi boala, știu că ești bolnav, arătându-mi durerea, știu că te doare, arătându-mi inteligența sau mintea, știu că o ai, arătându-mi viața, știu că o ai, arătându-mi moartea, știu că este, pentru că ele nu se văd. Nu aici vreau să mă opresc, că nici nu mă interesează lucrul ăsta. Ci vreau să mă opresc la ceea ce înseamnă libertatea pe care Evanghelia ortodoxă a lui Hristos sau învățătura apostolească a bisericii a adus-o în lume. Și ce înseamnă a fi ortodox sau ce înseamnă ortodoxie? Intrarea în ortodoxie se face doar prin dumnezeiescul botez. Nu este un ritual, nu este o obligație, nu este o constrângere, nu este ceva care vine să te împingă de la spate, ci cel convertit sau care vine de bună voie la Hristos primește botezul în numele Sfintei Treimi cu o simplă condiție să cunoască învățătura revelată mai presus de fire a Bisericii lui Hristos și anume simbolul de credință, crezul, că există un singur Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, nu stau să vă repet crezul, și tot ce cuprinde învățătura crezului, cuprinde eschatologia și viața noastră, întruparea și restaurarea în Hristos prin moarte, cruce și înviere, și învierea cea de obște, adică aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Mă opresc asupra acestui mod de viață și întreb următorul lucru. Dacă Dumnezeu ne-ar cere nouă în lucrarea sau în misiunea noastră creștină și ortodoxă să facem lucruri mai presus de fire, s-ar cădea să fim vulnerabili sau irascibili față de El atunci când ne-ar cere un absurd. Dar El începe intrarea în ortodoxie sau urmarea în numele Lui cu două cuvinte. Numai cel ce vrea să vină după mine. Deci nu e obligatoriu să vină cineva. Și cred că de când, zic eu așa, că de când ne cunoaștem de vreo 20 ceva de ani, nu cred că ați avut ocazia vreodată să vedeți în relația sau discursul și comunicarea pe care am avut-o, să spun eu cuiva, dacă nu te faci ortodox, mergi în iad, dacă nu asculți ce spun eu, mergi în iad. Nu. Eu n-am practicat acest lucru niciodată, nu din motivul că nu aș avea voie. Aș putea să o fac pe agrozavul și să-mi arăt autoritatea de duhovnic, nu, domnule, așa faci că așa vreau eu. Nu. Fiecare este liber să facă cum consimte în sufletul lui. Dar atunci când greșește, să aibă autoritatea spirituală și morală din el, să vină să spună, părinte, mi-ați dat un sfat și eu nu l-am respectat și am ieșit rău. Asta ești obligat să poți recunoaște că rău ți l-ai creat singur. Deci nu ți l-a creat Dumnezeu, nu ți l-a creat biserica, nu ți l-a creat religia ortodoxă, cum spun ei, că, dar ce? Cine mă obligă să fiu ortodox? Poți să fii ce vrei. Aș vrea să facem o distinție foarte simplă în două cuvinte, pentru că am întâlnit și această explicațiune de genul: părinte, aveți ceva cu celelalte religii? Nu, n-am cu niciuna nimic. Nici nu le cunosc doctrina și nici nu mă interesează. Știu doar un singur lucru, că atunci când a început creștinismul pe pământ în anul 33 și jumătate, când Hristos a fost bătut în cuie pe cruce, în vremea lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, spune crezul, pe pământ era o singură biserică și un singur fel de creștini. Datorită filozofiilor păgâne, datorită filozofiilor gnostice, datorită filozofiilor moderne ale vremii de atunci, eliniste și panteonului roman de închinări la idoli și tot felul de sofiști și învățături din astea, au apărut tot felul de mici erezii care de-a lungul vremii s-au izbit de ceea ce înseamnă credința ortodoxă sau Evanghelia lui Hristos și au fost clarificate într-un oarecare mod sau într-un oarecare fel la măsura în care noi vorbim astăzi. De ce?
de sinoadele ecumenice care au combătut anume erezii ale timpului lor. Unele au fost cristologice, altele au fost de factură filozofică, nici nu aveau treabă cu creștinismul, dar important este că cea care a rămas unanim, neschimbată, sau a rămas unanim, fundamentată pe învățătura lui Hristos, a rămas Biserica creștină, care a mers timp de 1000 de ani pe aceeași filieră și pe același mod și pe același Hristos și pe același Dumnezeu, cu sfinți comuni, cu biserică comună, cu cruce comună, cu golgotă comună, așa cum vedem și astăzi la Sfântul Mormânt, că toți trag de acea biserică a învierii să aibă câte un altar ca să arate că rădăcina lor e în Hristos. Dar, fraților, dacă aveți rădăcina în Hristos, de ce ați lăsat vaca prin bălării? De ce n-ați ținut-o la Hristos? De ce n-ați ținut-o la Sfântul Mormânt? De ce n-ați ținut-o la Golgota și la crucea lui Hristos și la poruncile și constituțiile celor 12 apostoli? De ce azi vrei să... sau de ce azi vrem să demonstrăm că sunt mai multe adevăruri când există un singur adevăr? Eu sunt adevărul, calea și viața. Nu este adevărul al ortodoxilor. Și ortodoxii pot comite greșeli dacă nu sunt atenți sau pot comite greșeli sub erori de conjunctură atunci când îi judecă pe cei de altă religie, e treaba lor ce fac, nu mă privește și nu mă interesează, dar știu că la 1054 Imperiul Romano-Catolic de Apus sau Biserica Apuseană, cum vor să-și spună dumnealor în titulatură, s-a rupt de Biserica Răsăritului, de Biserica Una Sobornicească și de acolo înainte au urmat de-a rândul vremii alte scindări. Protestanții, cum sunt sectele din Ortodox, care au de fapt tot rădăcină în Martin Luther, în Zwingli și Calvin și toți rătăciții vremilor lor, după aceea au apărut anglicanii, luteranii, după aceea au apărut reformații și tot așa, deci ne întâlnim cu zeci și sute de învățături care au la pretinsa rădăcina lor ceea ce numim noi rădăcina în Hristos. Deci, repet încă o dată, ortodoxia ține de un Hristos decent. Un Hristos de o bună cuvință exagerată. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Nu sunt eu ca și ortodox vinovat, sau nu sunt eu ca și biserică ortodoxă vinovat, că inovația bisericii apusene a venit cu dogma infailibilității, cu dogma supremației, cu dogma imaculatei concepții, cu dogma purgatoriului, cu dogma consubstanțialității sau cu dogma filiogvii. Treaba lor. Ei știu de unde le-au scos, ei știu de unde le-au adăugat, cum este în popor vorba aceea, să-și spele rufele în casa lor. Dar asta nu înseamnă că mie nu-mi dă voie sau nu-mi dă dreptul învățătura Bibliei ortodoxe să-mi exprim punctul de vedere creștin că se supără frații mei. Frate, dacă te superi, închide radio sau televizorul. Dacă te superi, întreabă-te de ce te-ai supărat, că dacă tu ai adevăr, n-ai de ce să te superi. Adevărul te face liber, deci tu nu ai motivație să fii trist. De ce? Îi treaba celui ce a schimbat, el va da socoteală, îl privește direct și personal. Dar eu nu pot să spun la ortodox, da, domnule, toți sunt buni. În momentul când eu vin și îi spun unui ortodox că toți sunt buni, atunci mă întreb un singur lucru, pentru ce am nevoie de biserică ortodoxă? Pentru ce am nevoie de duhovnic? Pentru ce am nevoie de cele șapte taine? Pentru ce am nevoie de posturi? Pentru ce am nevoie de cele șapte laude? Pentru ce am nevoie de cultul liturgic? Pentru ce am nevoie de cultul ierurgic? Pentru ce am nevoie de rânduială și tipic? Pentru ce am nevoie de tot ce biserica prezintă credinciosului ca și cadru de mântuire, dacă tot să mântuiesc? Păi îmi vine foarte ușor să aleg o religie din asta,
hai că să folosim un termen de ăsta, extravagantă, care nu te întreabă nici ce mănânci, nici când ești curat trupește, nici când ești curat sufletește, nici când ești moral, nici când ești imoral, nici când te-ai rugat, nici când nu te-ai rugat. Dumnezeu e iubire, Dumnezeu e pace, batem din palme, cântăm, sărim în sus, ne simțim fericiți, n-avem nicio treabă. Dumnezeu este un fel de stână fără câini. Și nu există așa ceva. Este o mare, mare înșelătorie. Tocmai de aceea toate aceste confesiuni ale lumii, părute și vrute creștine, se întâlnesc în aceste consilii mondiale ale lor și încearcă să ajungă oarecum la un numitor comun, numai că se pare că aici trebuie să folosim foarte des cuvântul și nu ne duce pe noi în ispită. Se pare că ispita lor este mai mare decât cea din tâi, că așa spune și Apostolul Pavel. Așa spune și Mântuitorul Hristos slăbănogului de la Viteza. Vezi, te-ai făcut sănătos, dar să nu-ți fie ție și mai rău. Așa spun și eu. Vezi că v-ați deșteptat că n-aveți puțină temelie apostolică. Vezi că v-ați deșteptat că n-aveți puțină temelie sobornicească și apostolească. N-aveți temelia dumnezeirii și a dogmei. Dar nici nu vrei să te îndrepți să vii spre un Dumnezeu al adevărului. Tins tot spre un Dumnezeu al tău, unde te simți bine, nu ești deranjat sau faci ce-ți place. Și ai vrea să-i convingi pe ceilalți că indiferent ce ai face, Dumnezeu are aceeași părere. Nu, Dumnezeu nu are aceeași părere. Ortodoxia pură și adevărată este învățătura ieșită din gura lui Hristos, transmisă de apostoli atunci când la începuturile creștinismului, așa cum ne arată Noul Testament, cărțile Noului Testament, vin și ne fundamentează și ne arată nouă că apostolii pe unde treceau, hirotoneau, episcopi, întemeiau biserică, nu sectă, și ce mai făceau? Hirotoneau preoți, diaconi, și lăsau comunitate creștină. Vă rog să citiți cu atenție toate epistolele Apostolului Pavel și să vă convingeți că ceea ce vă spun nu este spus din povești.